Bună, eu sunt Stella și îți urez vizionare plăcută pe canalul meu Stella Stratulat. Bună, dragilor! Astăzi vă invit la o rețetă de supă cu varză, cu costiță am gătit-o eu. Tot secretul acestei supe ca să obținem această compoziție cremoasă este grișul. Cum am folosit eu grișul, când l-am adăugat, urmăriți rețeta, cu siguranță învățați un secret. Varza o tăiem într-un alt mod, nu o tăiem exact cum o facem la ciorbe, ca să fie mai ușor de mâncat, să nu cadă din lingurul varza. Copiii mei întotdeauna au problema asta că le cade varza din lingur, deci am să o tai mai mărunt. O facem cubulețe. Așa, nu am nevoie de mai mult. N-am să fac o porție foarte mare. Așa, o punem acum în vasul în care vom găti supa. Tocăm ceapa. Ceapa la fel o tocăm cu bulețe, cât se poate de mărunt, cum vă permiteți dumneavoastră, cum puteți să o tocați. Venim cu 2 ardei pe care îi tocăm julien. Doi morcovi îi dăm prin răzătoare. Răzătoare folosiți de care aveți. Deci nu are importanță ce fel de răzătoare. Puteți să-i tocați și mărunt, dacă așa vă place. Aici am 500 de grame de costiță fiartă. Am fiert-o inițial ca să folosim zeama. Acum scot carnea de pe costiță și o adaug în vasul în care vom găti supa. Deci o dezosăm. Folosiți ce carne doriți. Eu am luat costiță, face zeama foarte gustoasă. Am lăsat-o să fiarbă mult timp, să fie foarte concentrată. Eu n-am sărat carnea, deci doar am fiert-o, am pus 2 căței de usturoi și am lăsat-o să fiarbă într-un litru jumate de apă, deci 500 de grame de carne. Erau de costițe, așa, am lăsat să fiarbă până am scăzut zeama la jumătate. Acum venim cu un pic de piper, un pic de ulei, vom sota, de aia adăugăm uleiul, sare, sare după gust, adăugați în funcție de cantitatea de mâncare care o gătiți. În cazul meu vin cu 13 grame de sare, mai exact o lingură de sare. Trecem să sotăm acum. Când legumele s-au topit, adăugăm concentratul de zeamă. Eu cred că să mai adaug și un pic de apă. Nu mult, mai vin cu 500 ml de apă. Și acum lăsăm să fiarbă în jur de 15 minute.
când legumele s-au topit, adăugăm concentratul de zeamă. Eu cred că să mai adaug și un pic de apă. Nu mult, mai vin cu 500 ml de apă. Și acum lăsăm să fiarbă în jur de 15 minute. Pătrunjelul, codițele nu le aruncăm, le tocăm mărunt, că avem foarte multe vitamine în tulpină, deci nu le aruncați nici într-un caz. Sunt foarte aromate și foarte cu multe, multe vitamine se află în tulpină, nu în frunză. Multe gospodine au tendința uneori să le arunce. Eu dacă nu le folosesc la mâncare, le folosesc să fac o fertură de ele, adică și beau acel, hai să zic, ceai, că nu-i ceai, o fertură de pătrunjel, care face foarte bine la rinichi, ajută. În general, nu doar, și pentru hormoni și multe alte proprietăți are pătrunjelul. Deci tocăm pătrunjelul mărunt, pregătim pentru final. 2 căței de usturoi pe care și pe ăștia îi tocăm mărunt. Venim acum cu secretul din această supă. Este grișul, deci nu este făină, dar griș. Deci la cantitatea de 2 litri de lichid adăugăm 2 linguri jumate de griș. Ce face grișul? Grișul leagă legumele de zeamă, le dă o consistență un pic așa cremoasă, exact o consistență de supă, dar în același timp nu este așa greoaie cum se face de la făină. Știu că multe gospodine folosesc făina la supe, ceea ce eu nu o recomand personal. Încercați cu grișul, o să vă convingeți că este mult mai gustos. Venim cu verdeața și cu usturoiul, care va aduce exact gustul ăla de final. Supa la noi nu este acră, nu este înăcrită cu nimic. Și usturoiul exact îi aduce ceea ce trebuie, un pic așa picant. Este exact potrivită pentru sezonul ăsta rece. Este o supă hrănitoare, ați văzut, foarte ușor de preparat. V-a rămas niște carne acolo, ați fiert-o pentru alt fel de mâncare. Gătiți o supă din asta de varză, care se gătește mega rapid. Ați văzut, nu mi-a luat foarte mult să gătesc această supică. O servim supa și cu o lingură de iaurt sau smântână, ce vă place dumneavoastră. Este o supă foarte delicioasă, este cremoasă. Are exact tot ce trebuie să fie gustoasă. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de această dată și vă invit și la alte rețete de ale mele.